Faceți cunoștință cu Matei, Valentin și Adrian, trei elevi ai colegiului Mihai Viteazul din Ploiești, care abia au împlinit vârsta majoratului. Sunt colegi încă din clasele primare și prieteni de tot atâta vreme și viitorul tot împreună le este scris. Au fost acceptați să studieze la Oxford, prestigioasa universitate din Anglia. Seara dinainte să primesc rezultatul nu am dormit, sincer, și am avut emoții foarte mari, mai ales că dintre prietenii mei eu am primit vestea ultimă. Vestea a venit după multe rezultate meritorii ale lui Matei. Tânărul este premiant al Olimpiadei Internaționale de Lingvistică, iar domeniul informaticii îi vine mănușă. Ca el este și Valentin, doar că e pasionat de biochimie. Șansa de a studia acolo cred că merită efortul de a trece prin acest pas și chiar dacă nu ai fi admis. Faptul că ai trecut prin acele interviuri poate să te ajute. Valentin și-a trecut în palmares în anul 2017 o medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului. De când sunt mic, mi-am dorit să ajung, a fost visul meu să ajung la Oxford. Din clasa 5 mi-am propus. Știu colegi mai mari și prieteni care au fost acceptați acolo și mi-au povestit și de mult și mereu mi-am dorit să ajung la Oxford. Și acum este un vis împlinit. Adrian își dorește ca după finalizarea studiilor în regat să revină în România pentru a-și dezvolta o afacere în domeniul informaticii. Eram absolut convinsă că cei trei și nu doar ei au fost o clasă de excepție. Deci în clasele 5-8 erau cei care mergeau la toate olimpiadele. Nu exista materie la care să nu meargă la olimpiadă. În același timp, pe lângă faptul că sunt ambițioși, au fost ambițioși, au vrut să ajungă acolo unde și-au propus, erau și prietenoși, știau și să se distreze și tot timpul erau puși pe a face lucruri noi. Celor trei tineri li se alătură și Iulia Marin. Tânăra a fost admisă la Cambridge în domeniul limbilor moderne și medievale, secția franceză-spaniolă. Încă de 12 ani, de când a început cariera mea de elev, am încercat să particip la concursuri și olimpiade naționale și internaționale din acest profil. Astfel m-am remarcat la Olimpiada de Română, la concursurile de limba franceză, am încercat să învăț și limba germană și am reușit până la un anumit punct și cred că așa a arătat ambiția mea de a ajunge la Cambridge. Iulia este încrezătoare că tinerii zilelor noastre trebuie să aspire în număr cât mai mare la posibilitatea de a studia peste hotare. Pe măsură ce spui acest cel în minte, el devine și mai aproape, și mai aproape, și mai aproape. Este intangibilă când te gândești că ai doar un an la îndemână, dar dacă muncești de la început și dacă ești fixat pe ceea ce vrei să realizezi, acolo unde vrei să ajungi, lucrurile nu mai sunt așa, lucrurile sunt din ce în ce mai reale și până în acest moment când ele devin cu adevărat cuprinse în realitate este la 100. Tinerii trebuie acum să treacă peste examenul de bacalaureat ca mai apoi să se îndrepte cu pași repezi către admiterea universităților din Anglia.